Mai multe facilități pentru moldovenii stabiliți peste ocean. În timpul apropiat, Republica Moldova ar putea semna cu Canada un acord privind protecția socială a cetățenilor. Declarația a fost făcută la întrevederea dintre ministrii afacerilor externe din cele două state, Mihai Popșoi și Melanie Joly, care a avut loc la Chișinău. În context, șefa diplomației de la Ottawa a subliniat că urmează să discute cu alte state impunerea sancțiunilor pentru cei care subminează democrația țării noastre. Dezinformarea rusească subminează noile democrații. Noi am sancționat 6 posturi TV și un șir de indivizi care ajută promovarea dezinformării rusești, inclusiv domnul Șor și persoane asociate cu dânsul. Urmează să facem foarte multe lucruri, trebuie să lucrăm, inclusiv și în domeniul cooperării militare, cred că putem face acest lucru foarte bine. Putem, de asemenea, să ajungem la un acord privind asigurările sociale. Sunt convinsă că în săptămânile care urmează vom putea anunța acest acord. Și Canada, de asemenea, va aplica mai multe sancțiuni pentru a aborda subiectul dezinformării rusești și corupției. Vom colabora cu alte țări în lume. Am abordat un șir de subiecte, așa încât să îmbunătățim viața cetățenilor Republicii Moldova, atât celor care se află acasă, cât și cei care sunt în diaspora. Am discutat subiectul protecției sociale cetățenilor noștri din Canada și contăm pe sprijinul partenerilor noștri pentru promovarea acestui acord. Canada este un stat care ne sprijină în domeniul reformei justiției, fortificarea capacității instituționale a instituțiilor care investigează cauze răsunătoare legate de crimele financiare care s-au întâmplat în Republica Moldova.